Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou anunț aici, pentru că da, n-am putut să postez episodul acela de bike vlog. Nici mai știu să vorbesc de bike vlog, când făceam livrări la Glovo, pentru că nu am reușit să fac cu suportul de cameră. Mi-am comandat acum un suport de pe Mac Super Maker pentru cameră, pe să-l pun pe piept, pentru că nu... Eu normal aveam doar prindere pentru cap la camera pe care mi-am luat-o, au venit inclusă cu camera în pachet. Da, am primit notificare pe telefon, nu le băgați în seamă. Și n-am putut să-mi pun camera pe piept. Și nu se vede bine când e camera pusă pe cap. Mie nu-mi place cum se vede și decât să fac un bike vlog care nu arată ok, mai bine fac unul care îmi place mie și știu că o să vă placă și vouă. Faza e că am încercat să-mi pun camera pe piept. Am improvizat eu ceva, știți cum eu tot timpul improvizez. Și nu prea a ieșit, tot se mișca, făcea camera. Deci se mișca foarte nasol și nu se vedea bine pe filmare. Plus că și tot pica, trebuia să stau încordat așa în continuu, că dacă lăsam un pic ăsta, pica camera, că stătea strânsă pe mine și dacă, și când respiram, tot îmi pica. Și am zis, bă, nu pot să fac așa, e chinul prea mare, trebuie să stau în continuu cu aer tras în plămâni ca să stea aici umflat, că dacă făceam așa un pic, îmi pica ăla, că se lăsa, mă rog. Nu am putut să filmez ca lumea. Am filmat câteva cadre, o să vi le și... De fapt, nici nu știu dacă le mai am în calculator cadrele. Am filmat acum vreo două cadre noaptea pe bicicletă, o să vi le arăt, filmate cu camera aceasta. Și da, camera era pusă pe cap. De aia nu prea place cum se vede când e camera pusă pe cap. Și acum mi-am luat un ham de ăla pentru corp, pe care o să-l primesc probabil marți sau miercuri. Și când îl primesc, în prima zi când îl primesc, o să fac și bike vlog-ul cu livrări la Glovo, pentru că știu că foarte mulți dintre voi așteptați. Și da, face și Grigore Vârlam sau Varlam, nu știu cum îl cheamă exact, din București. Și eu o să fiu practic, cred că, singurul din Timișoara care face chestia asta. Și n-ar strica să cunoaștem Timișoara împreună. Bine, eu deja o știu pentru că am deja peste 100 de comenzi la Glovo, dar zic așa, n-ar strica să vedem și noi cum arată Timișoara împreună. Și ar apărea aproape zilnic videouri de la Glovo, pentru că eu merg în fiecare zi, aproape în fiecare zi, mă rog, depinde cum apuc, și alte bike vloguri, gen, nu știu, drumeții prin pădure. Ar arăta mult mai șmecher videoclipurile, știți? Pentru că eu una să filmez cu telefonul și eu una să filmez cu o cameră care e 4K, îi wide angle de toate, deci e mult mai ca lumea, știi, arată mult mai fain videoclipurile. Și ce mai pot să zic, fraților? Eu zic să așteptați, nu o să mai postez altceva până când nu primesc hamul acela, pentru că nu vreau să postez tâmpenii care mie nu-mi plac, vreau să aștept să primesc hamul ăla, să postez ceva profesional, ca lumea, etc., etc. Mulți m-ați întrebat cum e la Glovo, o să fac probabil și un video să vă explic cum e la Glovo și toate chestiile astea. Ce mai, ce, stai să mă gândesc ce întrebări am mai primit. Nu știu, n-am prea mai primit așa de multe întrebări, n-am mai postat de o lună și ceva și da, de o lună și ceva de când n-am mai postat, tot am căutat, știți că în videoclipul ăla, în Q&A-ul ăla, v-am spus că eu o să merg la Glovo și o să fac videoclipuri, numai că n-am apucat, nici n-aveam cameră și camera asta acum 2 zile, am luat-o și în astea 2 zile doar am testat, o să văd cum merge, am făcut setări, am găsit setări faine, trebuie să iau și o baterie externă pentru ea, ca să o țin în continuu la încărcat, că n-are autonomie așa de mare, oare doar de o oră și eu la Glovo cum merg fac 3-4 ore, și poate chiar mai mult. Și da, vreau să dați un like la acest episod să văd câtă susținere este pentru eforturile astea mele. Vai, de ce ați m-am chinuit, nu puteam efectiv să respir ca lumea când făceam. Mă rog, n-am prea reușit să fac, nu știu dacă mai am videoclipurile, cred că le-am șters pentru că m-am enervat. Da, deci o să vă pun două videoclipuri sau unul, de fapt sunt două videoclipuri filmate acum seara, mă rog, noaptea, cu bicicleta acasă, vedeți și voi cam cum este și cam cum o să fie, mă rog, nu o să fie așa că eu o să am camera pusă pe corp, nu o să o am pe cap. Și cam atât, dați și voi un like și un subscribe la canal dacă vreți să facem chestia asta în continuare și așteptați, nu știu, cred că pe marți, sper marți, bine, probabil dacă o să o primesc marți, o să o primesc pe la ora 3, 3-4, nu știu dacă o să apuc să filmez atunci, dar poate o să apuc, nu se știe, dați acolo un like, frate, și așteptați videoclipurile, nu vă mai stresați, nu am murit, mulți ați zis că am murit și chestia alea, nu, n-am murit, încă sunt în viață, din păcate pentru voi, da, deci probabil marți sau miercuri o să încep să filmez videoclipurile acelea. Sper să iasă frumos, sper să iasă totul bine, o să vă prezint și bicicleta mea, că mulți m-ați întrebat ce bicicleta am, am un fat bike, cineva m-a și văzut cu ea pe stradă, m-a salutat cineva într-o zi, cred că era abonat, că nu știam cine, mă gândesc că nu mă saluta Iuria dacă nu mă știa și eu nu știam că m-am uitat la el, deci m-a și văzut prin oraș cu bicicleta, da, am un fat bike, o să vi-l prezint, deci fraților, vă las cu videoclipurile filmate acum seara și, hai să mă gândeam ceva de zis, nu, mai am nimic de zis, ne vedem marți sau miercuri când o să primesc camul și o să fac livrările. Dați și voi un like să ținem 500 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!